Copii, voi știți românește? Da? Acum văd eu dacă știți. Repede vreau să spun ceva despre rândunele. Știți cum sunt păsările astea? Spuneți-le pe germană cum le spune la rândunele. Păsările care iarna merg acolo în țările calde și vin înapoi. Rândunele sunt așa micuți, zboară cu viteză foarte mare. Trei lucruri repede vreau să vă spun despre rândunele. Fiți atenți. Ascultă-i că ăștia nu sunt cu aparat auditiv. Ascultă ăștia. Psalmul 84, copii, auziți. Fiii lui Levi, leviții, ei nu aveau voie să intre în templu. Ei se steau numai în curte, ajutau preoții să sacrifice animalele. Acolo era altarul. Și stând ei acolo în curte, au văzut rândunele. Și au zis, într-o cântare, vești trei, ce bine aici în curțile casei Domnului, o zi aici face mai mult decât o mie în altă parte. Zice, până și pasărea își găsește o casă acolo și rândunica, un cuib, unde își pune puii. Că și acum 3.000 de ani rândunele făceau cuib pe la strașină. În templu nu avea voie să intre oricum și dacă intrau, a spus ei, nu avea voie să le vadă. Dar le-au văzut. Sunt păsări care își fac cuib în pădure, dar la rândunele le place lângă casă. Și dacă stai prin curte, să te uiți, vezi acolo rândunele. Uite, voi sunteți ca niște rândunele. V-au făcut părinții cuib la casa Domnului. Când ați fost aduși la binecuvântare, v-au adus într-un coșuleț. Să întrebați pe părinți cum au fost când v-au adus cu cuib cu tot. Da? Și dacă vă întreabă colegii, unde ați fost? Dacă vă întreabă mâine la școală, unde ați fost? În cuib, la casa Domnului, cuibul nostru. Acolo ne-au făcut părinții cuib. Că aici e cuibul mult mai frumos decât în mijlocul pădurii. Să nu uitați, voi ori de câte ori veniți la casa Domnului, să știți că aici e cuibul cel mai frumos din lume. În al doilea rând, tot despre păsărele vă citesc din cartea profetului Isaia, capitolul 38. Era un tătic bolnav, avea 39 de ani. Poate o vârstă asemănătoare cu a tatălui vostru, a unora dintre ei, și a fost atât de bolnav, spun asta și la fetițe pe unde sunt să mă înțeleagă, foarte bolnav a fost tata, a crezut că moare. Și zice în Isaia 38 cu versetul 12, până de seară îmi vei pune capăt, a crezut că în ziua aia moare. N-a murit. Mai trecut o noapte și zice el aici, am strigat până dimineață. Numai așa o rugăciune scurtă cu față la perete, s-a rugat o noapte întreagă. Și au zis în ziua următoare, cred că azi, cum zic bolnavii, mă curăț, mă duc. Au zis iară din nou, iar au spus, până de seară îmi vei pune capăt. Și iar nu a murit. Dumnezeu l-a ascultat. Da, dragi copii, știți de ce l-a ascultat? Ascultați versetul 14. Ciripeam ca o rândunea. Să fiți atenți voi la păsările astea, cum ciripesc într-una. Ce înseamnă asta? O tot zis, Doamne, ajută-mă, Doamne, mai dăm zile, vreau să trăiesc. Măi, n-am fost eu atent la rugăciune, să văd, voi aș ciripi ceva în seara asta? Voi ciripiți, măi? La rugăciune trebuie ciripit acolo, că s-aude în cer când ciripești. Dacă numai așa faceți voi gălăgii, aud numai vecinii. Dacă când te rogi, Dumnezeu aude. Stai ciripit pe care Dumnezeu le-a în considerare. Să vă spun o întâmplare. Pe front, în război, în al doilea război mondial, era un tată care avea mai mulți băieți. Și într-o zi, când nu au fost bombardamente, au fost mai liberi și au scos oamenii, bărbații, pozele din buzunar, se uitau pe poze, arăta la alții, uite, astea nevastă-mi, astea copii, și el avea o poză cu băieții lui. Și zice un comandant, cine-s băieții ăștia? Acuiți, cum umbla pozele de la unul la altul. Alucutare, mai vine un coace. Băieții ăștia nu mă lasă pe mine să dorm noaptea. Băieții mei așa acasă, cum nu vă lasă băieții mei să dormiți? Ăștia în fiecare noapte îmi spun, să ai grijă de tata, să trimiți pe tata acasă. Și așa au fost cercetat de ciripitul copiilor în somn, de pe front, măi copii, să întrebați voi pe tata ce înseamnă să ai permisie de pe front. În armată să mergi în permisie, e normal, dar din război. Și-au ajuns acasă tata sănătos, că-și copiii au ciripit până s-o termina războiul. Doamne, ține pe tata cu viață. Ciripitul ăsta lungește zilele și ajută Dumnezeu să vă binecuvinteze.
Și al treilea și ultimul lucru care încheiem și pentru voi și pentru părinți, cartea profetului Ieremia, capitolul 8, vă citesc versetul 7. Chiar și cocostârcul își cunoaște vremea pe ceruri. Asta e pasăre mai mare. Turtureau și astea mai mici, rândunică. Își păzesc vremea venirii lor. Așa că voi aveți și în germană, simplu. Măi copii, rândunelele când vine iarna, știți ce fac? O iau la vale, nu știu pe unde, pe aici la sud, care e direcția. Să nu zic că la vale și colo la deal. Se duc, trec peste Austria, așa, peste Graz, peste Kärntenul vostru, peste Italia, lasă în urmă pe Papa cu Roma, cu tot, trec Marea Mediterană, Libia, Algeria, ce mai fi pe aici în jos, Tunisia, trec până pe la Ecuator. 10.000 de kilometri fac. Și la primăvară vin înapoi, dar știți ce înțelepte sunt astea? Care o pleca de la mine de acasă, nu vine la tine? Tot la mine vine, zici că e la recensământ. Vine exact în același cuib. Auzi, își cunosc vremea și locul. Dar dacă vreo rândurnică aș spune, eu mă duc la 1 ianuarie și prinde un îngheț, gata-i. Dar cum știe aia pe cer pasărea aia? Că nu e avion să fie controlată de la un turn de control. Știe când se plece, știe când se vine. Am citit cum zboară păsările astea, măi copii, așa într-un unghi ascuțit și aia din față ajută și toate țin aripile în așa fel încât să se ajute la zbor și astea din spate o încurajează ca din sală, frații și surorile cu oameni și aleluia. Da, scot anumite sunete, să o încurajeze pe aia din față și când văd că dă slăbiciun la aripi, o schimbă urgent, alta, nu cumva să le ia elanul, că cine conduce trebuie să conduc cu râvnă, scrie în Biblie. Și știu să plece și știu să vină. Și de ce n-a spune asta și pentru fetele mai mari? Dea bunul Dumnezeu să pricepeți măcar cât o rândunică, să nu zburați mai repede de vreme. Doamne ajut! Dacă nu vă îngheață aripile, dar unele vor să zboare, că pe Facebook se poate zbura și iarna, nu? Stați acasă, că marfa bună de acasă se vinde. Până la vremea cuvenită, să știți când e de plecat și voi, măi băieți, dimineața când e zburat de merg la școală și știți și când e de venit acasă, nu? Că unii știu zbura numai încolo, înapoi nu știu zbura. Își cunosc vremea, uite, deci tu la ceas, nu? Băi, e de plecat acasă, e de merg la adunare. Toate sunt frumoase la vremea lor. Dumnezeu să vă binecuvinteze rândunelele. Și pe alea mai mici și pe alea mai mari, să ne dea Dumnezeu la toți o minte sănătoasă. Amin.